Bun găsit, dragii mei, bun găsit la o nouă emisiune de astrologie. Este sâmbătă seara și așa cum v-ați obișnuit, iată, sunt alături de dumneavoastră. Să știți că avem o emisiune plină de bogată în evenimente, pardon, în știri, în subiecte despre care să discutăm și sper să fiți în același ton cu mine și să acceptați ceea ce vă propun cu titlu informativ, dar cu o mare pasiune pentru ceea ce fac și pentru dumneavoastră, ca dumneavoastră să primiți aceste informații la timpul potrivit și așa cum trebuie. Acestea fiind, o să rog pe colegii mei să ne dea genericul pentru predicții, pentru că știu, astea le ascultați întâi și întâi, și să ne ducem mai departe. Da. Bineînțeles, săptămâna 10-16 august va fi o săptămână bogată în evenimente și, logic, cu ce am putea să începem decât cu prietenii noștri berbec? Deși data trecută v-am obișnuit cu altceva și poate n-ar strica să respectăm obiceiul și anume să pornim de la leu, deoarece ne aflăm în semnul leului. Ce ziceți, băieți? E, uite, colegii mei sunt de acord, n-am treabă cu ei, vom începe cu leu. Chiar dacă li se pare că își văd amenințat poziția socială și cariera să nu se ambaleze, deoarece este doar o impresie. De asemenea, trăiesc acut senzația că cineva are ceva cu el, lucru total eronat. De asemenea, trăiesc din când în când cu ideea că mai și suferă. Este și asta o impresie. Și ca să nu vă spun că suferă de mania persecuției. Așa că trebuie să îi luăm așa cum sunt, nu cum și-ar dori ei să fie. Poate de aceste stări, ca aceste stări să se datoreze schimbărilor pe care Jupiter le aduce în viața lor. Le dă certitudinea puterii, convingerea că ei sunt centrul universului și de aici tendința de supraevaluare. Stați liniștiți, le va trece și abia după ce se vor simți liniștiți stabil, veți putea să vorbiți cu ei. Acum sunt fie timorați, fie prea plini de ei și probabilitatea de a eșua în tot ceea ce vreți să întreprindeți alături de ei va fi foarte mare. Multe se vor schimba în viața acestor nativi, pentru unii tot ceea ce înseamnă poziție socială, pentru alții familia și tot ceea ce implică ea, alții vor cunoaște dimensiunea autoreevaluării, iar concluzia la care vor ajunge îi va surprinde până și pe ei. Vezi, de exemplu, ziua de 11 august și vineri 15 august. Noroc că familia acceptă cum sunt și lasă să-și consume această mania grandorii alături, poate și pentru că ei sunt obișnuiți cu felul lor de a fi. Unii își vor surprinde iubiții, iubitele, copiii, părinții cu gesturi calde, tandre, neobișnuit de darnice pentru această perioadă. Zile romantice sau zile de bine, 11 și 12 august. Alții vor continua să-și rumege în barbă nemulțumirile și să dea vina pe temircine pentru neîmplinirile lor, în niciun caz pe ei înșiși, deși ei sunt principalii vinovați, cum se va întâmpla pe 13 și pe 14 august. Tinerii vor încerca să găsească un răspuns la vechea zicală, cine a fost mai întâi, oul sau găina. Și de aici disputele în care vor intra cu cei mai în vârstă, mai ales în zilele de 14, 15 și 16 august. Profesional iscă dispute deoarece sunt în poziție de autoritate și nu suportă să fie puși la punct de către o altă autoritate. Grijă la zilele de 14 și 15 august. În postură de angajați, riscă dușmănii și controverse tocmai din partea oamenilor care ar trebui să-i ajute sau care au avut încredere în ei pentru cuvintele aruncate aiurea la furie și pe care oricât le-ar regreta, nu le mai pot retracta acum. Zi proastă, mai ales pentru femei, 13 august. Tot pe 13 august să fii atenți să nu intre în dispute cu autoritățile, pentru că oricum vor pierde din start, dar riscă și o amendă de zile mari dacă sunt opriți în trafic de către poliție, așa că le sugerez să-și păstreze calmul, că s-ar putea să plătească când nu face. Nu duc lipsă de bani, dar nici nu-i dau afară din casă. Se păstrează ideea de pusee de tensiune la unele, iar unele femei se pot confrunta cu un sindrom hemoragic care le pot duce la spital. Cam acesta este cu leu. Să trecem mai departe la prietena noastră fecioară.
Ei bine, acești nativi păstrează linia de săptămâna trecută. Pluton transit prin casa familiei îi face să prețuiască și să conștientizeze valorile noțiunii de cămin și de familie. Și dacă au făcut-o, nu au făcut-o până acum, o vor face de acum încolo cu siguranță. Săptămâna este încărcată de tensiuni, mai mult sau mai puțin generate de ei. Astral, aș spune eu, care unte dintre Venus în semnul lor, Uranus în berbec și Pluton Capricorn, care îi sensibilizează și vulnerabilizează axa decizională vis-a-vis de viața domestică și din prea multă dragoste pentru familie pot să facă unele greșeli și știți cum e, că și în dragoste se poate greși. Apoi configurația numită Zmeu, cu focar Pluto în casa familiei, poate sugera ideea că nativul conservă posibilitățile de expresie, capacitățile creatoare, fără a le face însă să treacă într-un plan concret. Planeta focar care este Pluto subliniază că acestea se pot concretiza la nivelul căminului și că Venus, aflată la polul opus, îi va stimula mental în vederea canalizării capacităților creatoare spre casă, familie, cămin. Din punct de vedere al emoțiilor și relației, lucrurile nu stau chiar așa cum și-ar dori. Nu vă speriați, nu este vorba despre neînțelegeri cu partenerul sau mai știu eu cine știe ce altă problemă. Acum, problema care se pune este o sarcină, un avort spontan care să le marcheze afectiv pe femei pentru mult timp de acum înainte sau dacă au investit din dorința de a avea un copil, sume mari de bani în tratamente, fertilizări, din păcate, săptămâna aceasta ar putea să-și vadă visele năruite. Singura care merge prost este relația cu cineva mai în vârstă, posibil părinți, posibil proprietarii apartamentului în care locuiesc cu chirie, posibil conflict cu socrii. Cert este că zilele de 14 și 15 august s-ar putea, în aceste zile s-ar putea să vedea nevoiți să-și facă bagajele și să se mute într-o altă locație. În schimb, profesional, sunt pe cai mari, pot accede în funcția pe care au visat-o o viață și nu este vorba despre sprijin primit, ci efectiv despre munca lor. Zile faste din punct de acest punct de vedere, 12, 13, 14 și 15 august. Cei care nu au un loc de muncă pot găsi unul pe neașteptate sau cei care și-au pierdut nădejdea unui răspuns la un interviu dat în primăvară, ori poate în iarnă, ar putea avea surpriza să primească un telefon și să fie chemați la muncă. Nici financiar nu stau rău, aș spune că nodurile lunare pe axă financiară par să fie ajuns în echilibru care dă sens însăși existenței lor de cârmă și de balanța plăților karmice în această existență. Le sugerez ceva mai multă atenție imunității, se pot confrunta acum cu declanșarea unor simptome care țin de mecanismul autoimun, iar pe de altă parte, cronicizarea unor boli, mai ales la grupa de vârstă 52-56 de ani, se pot accentua. Variațiile de presiune și indicele termic le pot crea probleme de tensiune, de digestie și de oboseală. Balanță. Doar ce se mai liniștiseră apele și din nou atmosfera se tensionează. Poate și pentru că în semnul lor se produc o avalanșă de configurații. Două trigoane, unul în semne de foc între Venus, Uranus și Marte, care le aduce idei, în special modalități de a face bani, celălalt în semne de apă semnalează momentele în care balanțele judecă cu sufletul și nu cu mintea. Apoi un care unte între Soare și Neptun, care sugerează că ideile, speranțele, așteptările acestor nativi au o bază șubredă, că planează o doză serioasă de iluzie asupra tot ceea ce înseamnă sentimente, cămin, dragoste. Și în sfârșit, crucea cardinală, care vine să creeze probleme pe axa comunicării și a credinței și pe cea a personalității și a parteneriatelor. Este ca și cum balanțele s-ar afla la o răscruce de drumuri și nu știu încotro să o ia. Eu le spun să mai aibă răbdare, pentru că să știe, o să știe instinctiv care va fi drumul de urmat. La capitolul relații ar sta excelent dacă nu s-ar vorbi mereu de bani. Sunt unele balanțe care, aflate la a doua sau a treia căsătorie, au și cu voință caracteristică și-au izolat partenerul, l-au făcut să marșeze alături de ele în diverse acțiuni sau afaceri, fără să se gândească
virgulă, pardon de cacofonie, că au nevoie totuși de oameni de lângă ele și nu de roboți. Zile cu discuții interminabile, toată săptămâna. Toată săptămâna va fi supusă unui tir verbal, fie muțeniei, poziție pe care o balanță o adoptă convinse că ele au dreptate, dar în special le-aș sugera să fie atente la zilele de 12 și 13 august, deoarece se pot trezi din nou singure. Dacă nu sunt plecate în vacanță, atunci au o mare revenire profesională, mai ales femeile. Uranus, în casa parteneriatelor, le poate aduce în poziție de lider pe 12 și 13 august, dar le poate lăsa și fără obiectul muncii pe 14 și 15 august. Este o disoluție a lucrurilor în jurul lor, ceva de speriat, și cred că aici concură și faptul că nu știu ce să ceară la timp. Că nu știu să ceară la timp, să zicem, ajutor. Convinse că ele știu totul. Pot totul, controlează totul. Ei bine, săptămâna aceasta, destinul, dacă vreți, le va demonstra că este exact contrariul. Să o lase mai moale, să fie atenți la nevoile celui sau celei pe care le iau alături, astfel lucrurile amenință să o ia razna și balanțele să sufere din nou și din nou aceea suferință din care n-au învățat nimic data trecută. Financiar nu ar trebui să le fie rău. Saturn potențează din euforia și energia marțiană și banii sunt drămuiți cu chibzuință. Și oricum balanțele nu sunt cheltuitoare din fire, deși iubesc lucrurile frumoase. Pe de altă parte, să fie atente nu cumva să le fie blocate conturile pentru o datorie pe care a uitat să o plătească. Nu este vorba despre o datorie către o terță persoană, ci despre datoriile la stat. Femeile să fie atente la durerile de cap pe fond nervos, iar bărbații să aibă grijă cum se mișcă prin casă, deoarece potențialul de accidente casnice este foarte crescut. Scorpion. Ei bine, acestor nativ încă le merge bine, poate cu un accent ceva mai restrictiv pentru femeile Scorpion, care săptămâna aceasta se pot confrunta cu acte care țin de legalitate, cu acțiuni juridice îndreptate împotriva lor, pe nedrept, și pentru care vor muta și munții din loc dacă trebuie ca să-și demonstreze nevinovăția. Se pot confrunta cu un divorț pe nepusă masă și cu un fost partener extrem de violent și, din păcate pentru el, habar nu au de ce este în stare o soție Scorpion când se pune problema copiilor și a muncii ei de o viață sau cu rupturi bruște de asocieri care să le aducă în situația de a se întreba de fapt de ce s-au asociat cu persoana respectivă. Eu înclin să cred că este vorba despre un proces de divorț finalizat, dar cu un partaj problematic. Pe de altă parte, le sugerez să fie atenți cum și ce comunică, unde vorbesc, despre ce vorbesc, ca să nu se pomenească atrași într-un vârtej al bârfelor și chiar fără nicio vină, de asta dată, să genereze un scandal de pomină. Relațional, situația este destul de încordată, disputele și revendicările sunt uneori violente și le-aș sfătui să nu lase lucrurile să scape de sub control, deoarece argumentul pumnului nu a fost niciodată lămuritor. Deși ei nu și-ar dori un divorț, totuși surprinzător, nu fac nimic să-l împiedice. Este ca și cum ar lăsa impresia că sunt de acord cu ce vrea partenerul sau pur și simplu se victimizează. Și ce este mai greu este că dau impresia că nu se gândesc nicio clipă la copii, în condițiile în care pentru un Scorpion un copil are o semnificație aparte și poate așteptările lor au fost prea mari, iar partenerul nu s-a ridicat la nivelul acestora. Cert este că din punct de vedere afectiv și emoțional va fi o săptămână destul de grea. Și dacă sufletește nu se simt niciun de acasă, locul de muncă poate deveni o a doua casă, deoarece aici lucrurile merg strună. Dar și acum sunt posibile trenări în ceea ce privește semnarea unor contracte, punerea în practică a altora, să aștepte și să nu se grăbească și nici să nu forțeze lucrurile, pentru că toate au o topică proprie. Oricum, nu vor fi în pierdere. Dacă vor să inițieze un nou proiect sau să se implice în noi programe, să o facă fără rezerve, zilele de 12, 13 și 14 august fiind zile numai bune pentru așa ceva.
Bunurile și proprietățile au pentru nativul Scorpion săptămâna aceasta o semnificație și o importanță vitală, așa că să nu vă mirați dacă auziți că investesc pe 15 și 16 august într-un teren, se asociază în vederea unei construcții unei locuințe, achiziționează una nouă sau un bun de valoare, cum ar fi un tablou, o tapiserie, un obiect sau o bijuterie. La capitolul sănătate nu sunt probleme. Săgetător. Spuneam și săptămâna trecută că pentru acești nativi lucrurile s-au degajat și simt asta mai ales la nivel profesional și financiar și a spune că și la nivel sentimental. Rămân niște acute neîmplinite vis-a-vis de cercul de prieteni sau de mediul pe care îl frecventează, deoarece conjuncția Marte-Saturn blochează unele negocieri sau discuții, mai bine zis, vizează ideea întreținerii unui bătrân sau înfierii unui copil. Și cum pătratul se formează cu Venus și Luna Neagră, cred că ceva se ascunde în spatele acestor discuții de care ei nu știu, așa că le-aș sugera să lase lucrurile cum sunt și mai bine să verifice încă o dată să nu apară cu, să nu se trezească cumva după decesul persoanei respective cu niscai moștenitori, nu de alta, dar se pare că persoana pe care doresc să o ia în întreținere și-ar fi lăsat printr-un act testamentar altuia bunurile. Deci, repet, să fie foarte atenți în ce se bagă, chiar dacă merge pe lai motivul cu bunul samaritean. Marți, 13 august, unii săgetători vor lua taurul de coarne, ca să spun așa, și vor stabili data căsătoriei. Pe 16 august, doamnelor, nu faceți scene de gelozie că puteți întoarce totul împotriva voastră și chiar puteți rămâne fără soț. Sau dacă aveți copii, adolescenți, încercați să fiți prietenul și nu călăul lor. Unii săgetători se pot bucura de un concediu bine meritat, la mare, la munte, așa că să nu-și strice serile cu cine știe ce neînțelegeri sau frustrări, că nu o să le mai tihnească momentul. Luați lucrurile cum sunt și totul va fi ok. Pe front profesional este o liniște și un calm cum de mult n-au mai fost. Nici lor nu le vine să creadă de asta. Dacă li se propune să participe la un concurs pentru o anumită funcție, să o facă. 15 august este o zi numai bună. Dacă li se oferă un job mai bine plătit și mai sigur, să facă rocada. Dacă doresc să se specializeze și să facă un master într-un domeniu nou, dar cu aplicabilitate în ceea ce fac, să se înscrie, căci le va folosi la un moment dat. Financiar vin niște bani și dacă stau să mă gândesc un pic privind harta lor, cred că este vorba despre banii de concediu ai partenerului și chiar ai lor, așa că pe 15 august să-și facă bagajele și să plece în concediu, căci se vor simți foarte bine. Nu se pune problema că nu au bani. Și-ar dori mult mai mult, dar întotdeauna vor găsi ei o modalitate să cheltuiască mai puțin. Ca sănătate se păstrează aspectele despre care vorbeam săptămâna trecută, adică vor continua investigațiile medicale care țin de o serie de boli cronice. Capricorn. Foarte interesant, sunt două aspecte aparent contradictorii în tema natală acestor nativi. Zmeul, cu focar Pluto în casa dușmanilor, lucrurilor neștiute, recluziunilor de orice fel, ca și cum acești nativi trebuie, sau mai precis, au înțeles că trebuie să schimbe ceva în relația lor cu autoritatea, să-și vadă de sănătate, dar mai ales să se asculte pe sine, să coboare în străfundurile cele mai adânci ale ființei și să aducă la lumină aspecte care să lămurească anumite relații, anumite lucruri pe care nu le înțeleg, să aducă la lumină înțelepciunea de care au nevoie să facă față la tot ce se petrece în jurul lor. Și pe ei, cârma destinului îi provoacă, aș spune, pentru că îi provoacă să-și conducă barca sufletului prin vâltori care mai periculoase, dar din care vor ieși alți oameni, vor privi viața de pe alte poziții, se vor regăsi pe ei înșiși pentru a putea merge mai departe. De foarte mult timp nu s-au mai bucurat de liniște și libertate în interiorul relației. Este o binefacere a trecutului cu reflectare în certitudinea prezentului și care îi face să vadă relația cu alți ochi. Se regăsesc pe sine pe 10, 11 și 12 august ca apoi să poată să-și manifeste iubirea. Nu le place să vorbească despre sentimentele lor, cred că am mai spus-o, dar atunci când o fac, nimeni și nimic nu le mai stă în cale.
Părinții Capricorn vor face totul să-și înțeleagă copiii, ba chiar le vor da o mână de ajutor dacă se pune problema să se implice în proiecte educaționale de anvergură. Pe 14 și 15 august vor fi mai activi ca niciodată. Dacă sunt în concediu, îi sfătuiesc să lase deoparte tot ce ține de serviciu sau de afacere și să se simtă bine alături de familie. Profesional au șansa să demonstreze că nu întâmplător s-au băgat într-o afacere sau nu întâmplător ocupă funcția pe care o dețin. Vor face o demonstrație de forță intelectuală care le va atrage sprijinul unor oameni cu greutate din domeniu și vor putea să materializeze ceea ce de mult au în minte. Tot acum s-ar putea pune problema implementării și dezvoltării unui program național și sfătuiesc să se înhame la un asemenea car pentru că n-are să le pară rău. Zile foarte bune, 14, 15 și 16 august. Normal că acțiunile de amploare au parte și de susținere financiară. Un capitol la care ei nu stau rău deloc. Baș spune că le mai intră niște bani în buzunare, vechi datorii returnate care sunt menite să le aducă liniștea din această perspectivă. Rămân în actualitate durerile de cap și de spate, dar și reacțiile digestive neașteptate, dacă ne gândim că ei mănâncă pesărite și numai ce le place, de multe ori făcând fixație pentru un anumit aliment sau o anumită mâncare. Vărsător, pentru acești nativi, axa relațională mi se pare cea mai atacată, deoarece opoziția conjuncție soare-lună neagră cu soarele lor natal care se poate manifesta prin tensiuni la toate nivelurile. Ceea ce până acum le-a dat stabilitate ar putea acum veni să-i destabilizeze printr-o nevoie interioară de a acumula informații, de a citi, de a ști mai mult, de a categorisi, de a analiza și a sintetiza. Simt nevoia să se reorienteze profesional. Vor dori să se apuce de studiu într-un anumit domeniu cu care n-au avut tangență până acum. Îi incită tot ceea ce ține de metafizică și de cunoaștere și nu se vor da în lături să-și construiască rapid turnul de fildeș ca să poată studia în voie. Mercur în domiciliu, în casa creativității, le stimulează originalitatea și adâncimea spirituală și pot avea revelații care multora li s-ar putea părea strani. Destul de detașați de viața de familie, pentru ei lumea este o familie, de aici problemele care țin nu doar de relația cu persoana iubită, ci și de relația cu frații, cu părinții, cu prietenii. Viziunea lor asupra vieții este total diferită, de aceea se văd majoritatea, și atunci se produc rupturile. Dureroase pentru că nativii vărsători știu foarte bine să ascundă ce se petrece în sufletul lor. Singurul lucru pe care nu-l vor înțelege este de ce li se întâmplă tocmai lor. Zile destul de tensionate, 11, 12 și 14 august. Dacă relațional lucrurile stau prost, profesional trigonul benefic dintre Jupiter și Uranus pe de o parte și Saturn și Chiron pe de alta îi poate aduce dintr-o discuție cu o femeie pe o trambulină pe care au mai fost acum 12 ani și cred că le-a mai spus lucrul ăsta și cu un salt fără centură de siguranță, e drept, să pornească în aventura vieții lor. Poate fi vorba despre o călătorie în interes de serviciu care să le deschidă apetitul pentru alte lucruri, poate fi vorba despre un interviu care să îi ducă cu munca pe alte meleaguri, în special în străinătate, în locuri pentru care alții se bat și care pentru ei vin de la sine, sau un examen profesional îi poate aduce în postura de șef. Și dacă tot am ajuns la capitolul bani, parcă încep să se reechilibreze și acest domeniu, dar mai trece ceva timp până vor spune că au bani în buzunare. Vârstnicilor și celor foarte obosiți, variațiile bruște de presiune atmosferică le pot crea probleme cardiace. De fiecare dată când au ocazia, le propun să se odihnească. Și tuturor vărsătorilor să se relaxeze atunci când au 5 minute libere. Vom lua minutul de publicitate, minutul în ghilimele spus, și vom reveni cu celelalte 6 zodii. Iată, dragii mei, am revenit în direct. Vom merge mai departe și vom trece la prietenii noștri pești. Acești nativi își vor concentra în continuare atenția pe cultivarea relațiilor și susținătorilor pe care îi au. Ba, aș spune că sunt la un pas să mai câștige și alții. Alții vor evada iar în lumea lor și cum de acolo văd lucrurile un pic deformat,
Spuneam eu odată, parcă anesteziați de nevoia de afectivitate, stau cu minți așteptând zile mai bune. Expectativa nu cred că este o condiție care să-i ajute acum. Doresc multe lucruri, dar ca întotdeauna trece foarte mult timp până le vor apuca să le realizeze sau poate nu le vor realiza niciodată. Trebuie mai mult ca oricând să se focalizeze pe o necesitate imediată și să-și creeze o listă de priorități, pentru că Pluto îi ajută în acest sens. Și atâta timp cât îl au aliat, să profite, pentru că nu îl vor mai avea aliat decât în următorii 2 ani. După aceea aspectul se desface. Afectivitatea lor exacerbată, emoțiile pe care le trăiesc acut, îi fac în această săptămână parteneri greu de suportat, chiar și pentru cei din familie sunt greu de înțeles. Acum, unde unul din parteneri este un nativ pești, pot apărea disensiuni provenite din încăpățânare, din capriciile acestuia din urmă și care nu vrea să cedeze sub niciun preț, vezi, Doamne, că numai el are dreptate și consideră că trebuie să aibă ultimul cuvânt, deși nu este chiar așa, însă ăștia sunt bărbații pești. Atenție la zilele de 13, 15 și 16 august, căci se repetă povestea de acum câteva săptămâni. Nu le dați apă la moară, pentru că altfel nu mai scoateți la capăt cu ei. În ce privește profesia, aș spune că săptămâna aceasta pot accepta un loc de muncă în străinătate, dar insist, cum am mai făcut-o și acum câteva săptămâni, să nu înceapă niciun proiect nou și să nu-și asume nicio responsabilitate, în special dacă lucrează în domenii ca media, sănătate, publicitate, vânzări. De ce? Pentru că stau foarte prost la capitolul resurse interioare și nu vor avea energia de care au nevoie ca să ducă lucrurile la capăt. În continuare, cei care lucrează în domeniul financiar bancar să fie atenți la actele cu care lucrează. Zile destul de tensionate, 12, 13, 14 și 15 august, când pot cădea cu ușurință în capcanea bilți țesute în jurul lor, tocmai pentru a le da peste nas că nu sunt a toate știutori. Ar putea să îi sperie palpitațiile, însă n-au nicio legătură cu inima, ci cu oboseala. Aminteam înainte de epuizarea fizică, așa că le sugerez odihnă cât mai multă și relaxare. Pe de altă parte, să aibă grijă la micile vicii, precum prea multă cafea, prea multe țigări și chiar un pahar de vin în plus ar putea să le fie dușman. Berbec! Iată, ajungem la energicii zodiacului, ca să spun așa, par să fie din ce în ce mai liniștiți, mai degajați, mai preocupați, să-și trăiască viața și să nu le pese de problemele celorlalți, lucru excelent pentru psihicul lor. Și nici nu au de ce să-și facă probleme, poate doar femeile, pentru o serie de problemuțe care țin de activitatea hipotalamusului și implicit debitul hormonal. Pentru restul, săptămâna se exprimă printr-o reverie interioară, printr-o latură poetică a vieții, care îi îndeamnă să iubească și să trăiască totul la intensitate maximă. Dec semnele astea de foc, care știu să trăiască așa. La nivel de cuplu sau de familie se rezolvă acum o serie de mici amănunte care parcă le stăteau ca sarea în ochi. Mici gesturi drăgostoase, dovada iubirii, își vor face mici bucurii unul celuilalt, mai ales care țin de viața în doi, se vor simți așa cum nu s-au mai simțit ei din momentul când s-au cunoscut. Totul se reduce la gesturi obișnuite, dar încărcate de o anumită semnificație a momentului, ceea ce exaltă sufletul lor însetat de romantism, mai ales în zilele de 10, 12, 15 și 16 august. Unii berbeci însă se pot confrunta cu momentul pierderii unei ființe la care țin foarte mult și au nevoie de suportul partenerului pentru a trece prin aceste momente. Alții, preocupați de ideile care nu le mai dau pace, și mă refer acum la cei maturi, se pot confrunta cu blocaje în intimitate, iar ajutorul primit din partea partenerului va fi capital. Zile intense, 13, 14 și 15 august. Dacă profesional nu adia probleme, i-aș ruga pe acești nativi să nu uite că nu este toată lumea la fel ca ei, că există și răutate și invidie și dușmănie. În naivitatea lor o exclud ca neavând imposibil să mi se întâmple mie, ar putea să constate surprinși pe 12 și pe 14 august că cineva este cu ochii pe ei și nu ca să-i ajute.
Posibil că aceste atitudini să aibă legătură cu o moștenire tocmai primită sau cu achiziția unei case ori a unui apartament, moment despre care berbecii au vorbit cu atâta plăcere și în gura mare pe la toată lumea, încât aproape extaziți, încât au trezit suspiciuni. Sau unii ar putea fi în postura să piardă o moștenire tocmai pentru că s-au lăudat prea mult cu ea sau au sperat prea mult la ea. Oricum nu se pune problema de finanțe care nu ajung, ci de o serie de conjuncturi și ipostaze în care se găsesc. Doamnele care simt că ceva nu este în regulă cu sânii sau cu durerile de spate să meargă la medic. La fel și berbecii care se plâng permanent de dureri de cap. Să se hidrateze, să nu umble cu capul descoperit, dar mai ales să se ferească de orele fierbinți ale zilei. Taur. Ei au traversat oricum o săptămână destul de încărcată din toate punctele de vedere. Marte din Scorpion este stresat de conjuncția Jupiter-Lună neagră din Leu, ca și cum energia lor și așa destul de scăzută este direcționată într-un sens greșit, iar ei nu pot să facă nimic să iasă la mal, ci să lasă duș încotro-i duce curentul evenimentelor. Crucea cardinală, restrânsă la un careu între Pluto, Uranus și Jupiter, pe unii poate trimite după gratii fără drept de apel dacă au făcut vreo minune cu caracter penal, pe alții pot lăsa fără resursele de venit din activitățile extraprofesionale cu care se obișnuiseră, iar altora le poate aduce numeroase încurcături de pe urma comunicării defectuoase. În cuplurile tinere vine barza, altele tocmai vorbesc despre nuntă și altele fac planuri de vacanță pe 10, 11 și 12 august, ca pe 14 și 15 august să apară nori în paradis. Unii tauri cu vechime în câmpul muncii, adică, pardon, în câmpul căsătoriei, decid că s-au săturat, că este timpul pentru un nou capitol în viața lor, că nu mai suportă o nevastă sau un soț cicălitor și se decid să pună punct. Și o vor face indiferent de argumentele pro și contra care îi se aduc. Și mă refer aici în mod special la conflictele de tip noră-soacră, ginere-socri. De asemenea, cei tineri, atenție la ziua de 15 august, deoarece este o zi cu o încărcătură energetică foarte puternică și dacă nu vor ști cum să-și dirigeze această energie, ar putea avea probleme serioase care țin de propria existență. Deci, atenție, în primul rând cei care sunt la volan, apoi cei ce umblă cu surse sau lucrează cu sursele de foc. Profesional se pune problema unei promovări, dar le sugerez să fie circumspecți, mai precis prudenți înainte de a accepta conjuncția Soare-Lună-Neagră, conjuncția Soare-Lună-Neagră poate ascunde capcane pe care nici nu le bănuiesc și habar nu au de ce li se face tocmai lor o asemenea ofertă. Financiar par să se descurce cu finanțele partenerului, dar la fel de bine poate fi și invers. Cert este că ei știu cum să-și administreze resursele, că nu rămân cu portofelele goale și totuși săptămâna aceasta ar putea avea probleme fie pentru că salariile nu le intră la timp în cont, fie vor avea cheltuieli mai mari decât se așteptau, și asta se lase fără niciun ban în cont, fie conturile societății sau instituției în care lucrează sunt blocate. Ca sănătate, lucrurile sunt destul de sensibile pentru bărbați, să aibă grijă ce greutăți ridică, nu cumva o hernie inghinală să-i ducă direct pe masa de operație, sau femeile din grupa de vârstă 38-46 de ani să ajungă la spital pentru un avort spontan, sarcină de care oricum habar n-aveau. Gemeni. Nici acestor nativi nu le este prea moale săptămâna aceasta. Câteva aspecte hard le vor da bătaie de cap în următoarele zile. Odată pătratul Pluto-Uranus, ultimul aspect rămas pe baricadele a ceea ce a fost odată crucea cardinală, îi zgâlție zdravă pe acești nativ, pe fondul a tot ceea ce semnifică intimitate, comisioane, concepții despre viață și despre moarte, poziție socială, avere, totul într-un amalgam de concepții și de credințe cărora nu se pot sustrage. Este ca și cum s-ar afla la o răscruce de drumuri și trebuie să decidă încotro o vor lua. Nimeni nu le poate spune dacă este bun sau rău drumul pe care o vor apuca, nimeni nu le dă sfaturi, totul este la latitudinea lor, totul ține de propria conștiință. Viciată pare taman comunicarea, domeniul în care excelează de obicei. De ce spun asta? Pentru că sunt în situația de a lua parte la un dialog al surzilor într-o țară a orbilor
Ei nu sunt geloși și totuși 11 și 13 august le poate aduce acuze din partea partenerilor și iubiților, punându-i într-o ipostază delicată în fața prietenilor și chiar a părinților, lipsându-i de argumentele care să-i dezvinovățească, ca și cum, uimiți de ceea ce aud, nu-și mai găsesc cuvintele. Apoi, 14 și 15 august, pot intra în conflict cu persoane mai în vârstă din familie pentru un simplu motiv, că nu spun nimic. Curioasă și în același timp amuzantă ipostază, doar că lor nu li se pare chiar atât de amuzantă, dimpotrivă îi aduce în stadiul de a da în clocot. Noroc că profesional sunt în continuare pe val. Nu-mi place însă combinația Venus-Jupiter, care se apropie de conjuncția cu Luna Neagră, așa că să fie atenți la ce se petrece în spatele lucrurilor, ce se pune la cale pe la spatele lor. Nu spun că ei ar fi niște sfinți, nu. Dar asta, dacă, de asta dată, dacă nu sunt atenți, vor cădea victime celor din jur și mai ales victime a celor ce nu-i înghit. Abia sâmbătă, 16 august, Mercur, stăpânul lor, va intra în celălalt domiciliu, în Fecioară, și le va asigura suportul mental de care au nevoie. Până atunci, să se abțină de la orice comentariu. Și la ei, ca și la berbeci, ranchiuna pare să plece de la bani. De ce sunt plătiți cum sunt plătiți? Doar că detractorii lor nu sunt capabili să priceapă că strategia după care ei lucrează și pentru care sunt plătiți să muncească în cadrul ei este, conceptual vorbind, opera nativilor gemeni. Nu se pune problema să rămână fără bani, dar dacă nu-i pierd prin cazinouri, la păcănele sau pe la jocurile de noroc, atunci clar vor reuși să strângă o avere frumușică. Sănătatea doamnelor este în piuneze, așa că cele care știu că au probleme cu gâtul și în mod particular cu tiroida, să facă urgent o vizită la medicul endocrinolog. Domnii să aibă grijă la ficat și la intoleranțele alimentare. Global, să consume lichide cât mai multe. În sfârșit, rac, ar trebui să spun că sunt cei mai mulțumiți, dar din păcate nu se întâmplă chiar așa. Nemulțumirile lor au mai multe cauze și izvorăsc din neputința de a pune lucrurile într-o anumită ordine cum și-ar dori ei. Dorința lor de a ști că lucrurile în familia lor merg bine îi face să dea impresia că vor să dețină controlul și de aici problemele. Asta nu ar fi nimic, dar faptul că încearcă să ofere mai mult decât primesc dă senzația de sufocare și de aici discuțiile la nesfârșit. Nevoia lor interioară de securitate emoțională, săptămâna aceasta le poate juca feste dintre cele mai crunte, în sensul că se poate lăsa și la ei cu un divorț, pe nepusă masă sau persoana cu care stau de ani buni să-și facă bagajele și să plece, ori sunt părăsiți până și de copii. Deci, sugerez ceva mai multă atenție la ceea ce primesc și la ceea ce oferă. Lucrurile s-au tensionat brusc în familie, nu se mai înțelege om cu tovarăș și așa că este momentul să pună piciorul în prag ca să poată înțelege ce se petrece. Dar atenție cum pun acest picior, așa cum le spuneam mai sus, ca nu cumva familia, soțul, partenerul, copiii să aibă senzația că sunt controlați ori că sunt sufocați cu prea multă atenție. Zile periculoase, 10, 11, 13 și 15 august. Pe de altă parte, este posibil ca partenerii rac, în special bărbații, să fie prinși cu mâța în sac, mai ales cei aflați în vacanță și de aici o întreagă isterie, mai ales dacă sunt și persoane publice. Tot acum sunt posibile pierderi de sarcini, avorturi spontane, așa că cele care se știu cu probleme de acest fel să stea în casă dacă își doresc copilul. Zile ciudate, 12, 14, 16 august. Celor tineri le-aș sugera să nu declanșeze discuții care nu și-au locul în timp ce conduc pentru a evita vreuna nefăcută, știut fiind că ei se enervează foarte repede și acționează imprudent, astfel că trebuie să fie foarte atenți pe 15 și pe 16 august. Profesional nu stau rău. Dacă plictiseala și căldura încă nu le-a tocit răbdarea, atunci la capitolul comunicare să fie atenți, pentru că spun lucruri care deranjează și deși cei vizați nu acționează deschis, îi pun la index și cu proxima ocazie îi va taxa. Zile rele, 14 și 15 august. Nici financiar nu aș crede că sunt probleme,
Totuși, dorința de a le satisface copiilor sau partenerilor de viață anumite capricii îi poate lăsa cu buzunarele goale. Deocamdată nu se întrevăd alte surse de venit. Ca sănătate rămâne în continuare avertismentul vizând retenția de apă în organism, dar la acum aș adăuga și factorul termic și durerile de cap. Deci, să se hidrateze permanent. Acestea sunt predicțiile pentru săptămâna 10-16 august. Am să-i rog de acum pe colegii mei să ne dea genericul pentru agenda ezoterică. Am revenit, dragii mei, și îmi face plăcere să fiu alături de dumneavoastră ca în fiecare seară. Iată că astăzi, la agenda, în seara aceasta, la agenda ezoterică, vreau să vorbim puțin despre medicina energetică. De ce? Pentru că practica medicală se bazează, cea curentă din prezent, se bazează pe modelul newtonian în ceea ce privește înțelegerea realității. Acest model ține de un anumit punct de vedere potrivit căruia lumea reprezintă un mecanism complicat. Doctorii văd corpul ca pe un fel de mașină care este controlată de creier și de sistemul nervos periferic, adică computerul biologic. Dar oare reprezintă oamenii doar niște mașinării, oricât ar fi ele de sofisticate? Sau sunt doar niște mecanisme biologice complexe interconectate în mod dinamic cu niște câmpuri de energie vitală, așa numitele spectre? Conform lui Einstein, materia nu reprezintă decât un mod de exprimare a energiei. Această nouă viziune asupra vindecării, bazându-se pe ceea ce spunea Einstein, a dat naștere medicinei vibraționale sau energetice. Rezultatul aplicării exemplului einsteinian la medicina vibrațională constă în faptul că vedem omul ca pe un sistem de rețele formate din câmpuri complexe de energie care interferează cu sistemul celular și fizic. Adică, noi suntem odată organismul ca sistem de sine stătător, iar acest organism de sine stătător interacționează cu unul cu celălalt. Noi ca oameni interacționăm cu forțele telurice, deci cu forțele energetice ale Pământului. Apropo de povestea aceea cu genunchii care dor datorită schimbării de vibrație, pentru că trebuie să facem saltul pe vibrație, interacționăm cu cosmosul. Deci iată cum interacționează organismul uman cu tot ceea ce Doamne sau Creatorul i-a dat din naștere. Prin reechilibrarea câmpurilor energetice se reglează funcția celulară. Vindecătorii nu fac altceva decât să restabilească la un anumit nivel ordinea superioară a funcționării umane. Admițând că materia reprezintă în ultimă instanță energie, vom ajunge la înțelegerea că ființele umane pot fi considerate sisteme dinamice de energie. Prin faimoasa sa ecuație, energia este egală cu masa ori accelerația la pătrat, Albert Einstein a dovedit că energia și materia reprezintă expresia duală a uneia și aceleiași substanțe universale. Această substanță universală este energia și vibrația primordială din care suntem făcuți. Astfel, medicina vibrațională poate fi asimilată cu încercarea de vindecare a corpului prin manevrarea acestei vibrații sau energii primordiale. Cu toate că punctul de vedere einsteinian a fost cu greu acceptat de către fizicieni, este obligatoriu ca medicii să și-l însușească și să se raporteze la el în momentul când diagnostichează sau încearcă să vindece o boală. Modelele newtoniane actuale de gândire medicală privesc comportamentul și fiziologia umană ca depinzând de structura fundamentală a corpului și a creierului. Inima este o pompă mecanică care furnizează oxigen și sânge bogate în elemente hrănitoare sistemelor organice ale corpului și ale creierului. Doctorii cred că au înțeles atât de bine ce se întâmplă cu inima, încât au inventat înlocuitori mecanici care să preia funcțiile fiziologice ale inimii, când aceasta cedează. Ei bine, mulți medici consideră că rolul principal al rinichilor este cel de filtrare și de schimb, așa că au reprodus în mod mecanic capacitatea rinichiului de a filtra impuritățile și toxinele, creând aparate de hemodializă. Chiar și când progresul din tehnica biomedicală le-a oferit medicilor o mare varietate de piese înlocuitoare pentru organe sau vasele de sânge defecte,
Lipsește încă, din păcate, cunoașterea superioară a modului în care pot fi vindecate sau prevenite anumite boli. Analogia de ordin mecanic care s-a făcut începând cu perioada lui Isaac Newton au fost foarte utilă în explicarea comportamentului lumii fizice, dar gânditorii newtonieni au văzut universul ca pe un mecanism precis, previzibil și nu în ultimul rând divin. Potrivit acestui punct de vedere, oamenii ca și creatorul lor sunt construiți în mod similar. În timpul epocii newtoniene era mai ușor să concepe anatomia umană ca pe o rafinată mașinărie biologică. Acest punct de vedere mecanicist era atât de dominant încât gânditorii din vremea lui Newton au ajuns să considere că întregul univers funcționează asemenea unui mecanism de ceasornic. Perspectiva medicală asupra funcționării organelor interne și a ființelor umane s-a schimbat foarte puțin de-a lungul timpului. Medicii de astăzi văd corpul uman ca pe o mașină complexă, cum aminteam. Au devenit mai sofisticați doar prin faptul că studiază mecanismul ceasornicului biologic la nivel molecular. Prima ramură medicală care a ținut cont de modelul newtonian, cine a putut să fie decât chirurgia? Primii chirurgi s-au bazat pe premisa că organismul uman reprezintă un sistem complex de instalații, iar chirurgul de astăzi poate fi considerat drept un bioinstalator de precizie care știe cum să izoleze și să îndepărteze o componentă defectă și cum să reconecteze un sistem astfel încât să funcționeze din nou cum trebuie. Progresele integrate în domeniul medicamentelor au oferit noi moduri de a repara corpul afectat. Deși raportându-se la o altă filozofie, terapia pe bază de medicamente este tot una newtoniană, prin aceea că respectă aceeași perspectivă potrivit căreia corpul este un biomecanism complex. În loc să folosească cuțite ca și în chirurgie, medicii folosesc medicamente pentru a trimite gloanțe magice asupra țintelor exact reperate în corp, în special asupra organelor afectate. Se folosesc diferite medicamente pentru a întări sau pentru a distruge celulele care funcționează incorrect în funcție de cerința medicală. Progresele în biologia moleculară au permis acestor gloanțe magice să urmeze o țintă și mai precis stabilită, în speranța de a crea niște medicamente cu o mai mare eficacitate, cu un spectru mai larg de acțiune, dar și cu o toxicitate redusă pentru organism. Cu toate acestea, cu toate că atât chirurgia cât și tratamentul medicamentos au înregistrat eșecuri semnificative, ambele continuă să se raporteze la viziunea newtoniană asupra corpului uman, care consideră că acesta reprezintă un mecanism sofisticat alcătuit din organe fizice, elemente chimice, enzime, receptor și o membrană. Modelul newtonian, mecanicist asupra vieții, nu surprinde decât o parte din realitate. Intervențiile medicamentoase și chirurgicale sunt incomplete, întrucât ignoră forțele vitale care pompează viața în biomașinăria sistemelor vii. În cazul unui mecanism, principiul de bază este că funcționarea întregului reprezintă suma funcționării părților componente. Și totuși, oamenii, spre deosebire de mașini, înseamnă mai mult decât însumarea unor grămezi de elemente chimice. Toate organismele depind de o forță vitală subtilă care creează un sinergism prin intermediul unei organizări structurale și componenta moleculară. Din cauza acestui sinergism, ansamblul viu înseamnă mai mult decât o sumă a părților. Forța vitală creează ordine în cadrul sistemelor vii și reconstituie și reînnoiește în mod constant vehiculul celular de exprimare. Când forța vitală părăsește corpul la moarte, mecanismul fizic se degradează în mod treptat, transformându-se într-o varietate de elemente chimice. Acesta este unul din principiile unice care face diferența între sistemele vii și cele nevii, respectiv între oameni și mașini. Dar vom continua după pauză. Iată că am revenit, dragii mei, haideți să ne continuăm periplul prin ceea ce spunea doctorul Gerber, pentru că mie mi se pare extraordinară analogia pe care acest medic de formație
o face între conceptul, vechiul concept de medicină și noul concept de medicină, medicina vibrațională sau energetică. Doctorii nu se referă la aceste forțe, la forțele subtile despre care aminteam înainte de pauză, deoarece nu există modele științifice acceptabile care să explice existența și funcționarea lor. Incapacitatea actuală a științei de a lua în considerare forțele vitale care însuflețesc învelișul uman se datorează parțial conflictului dintre sistemele orientale și sistemele occidentale de credință, care au intervenit prea mult în știința medicală. Această diferență în modul de a vedea lumea reprezintă reflectarea unei schisme și mai profunde, și anume cea dintre religie și știință, și care s-a produs acum câteva mii de ani. Aplicarea modelului newtonian în explicarea funcționării corpului uman se datorează încercării oamenilor de știință de a face ca funcțiile organice să nu mai fie privite ca având vreo legătură cu voia divină și de a le da o conotație care să ține exclusiv de lumea mecanicistă, cea pe care o puteau înțelege și pe care o puteau manevra. Mecanicizarea corpului uman reprezintă o și mai radicală sustragere de sub influența explicațiilor cu conotații religioase cu privire la forțele de natură mistică care îi dirigează pe oameni în cursul vieții și le aduc de multe ori îmbolnăvirea și moartea, știut fiind că sunt secte religioase, de exemplu, care nu acceptă intervenția chirurgicală, nu acceptă transfuzia de sânge. Viziunea medicală de astăzi se bazează în parte, vă spuneam, pe mecanismul și pe modelul newtonian. Aceasta a fost important în ceea ce privește sprijinirea progresului de natură tehnică și teoretică în revoluția industrială și a fost aplicată și în sistemul medical. Totuși, s-a dovedit în cele de urmă că acest motiv prezintă destule fisuri, destule neajunsuri, când fizicienii au dobândit mai multă experiență în raport cu fenomenele de electricitate și magnetism, ba mai mult, s-a dovedit că vidul nu este vid, de fapt, și că tot ceea ce noi trăim există, o lume subtilă, există ceva ascuns, ceva nedetectabil, nici cu cel mai sofisticat instrument care duce mai departe anumite lucruri și face să fie activă lucruri. Cu toate că vitalismul a fost un curent popular la un moment dat în medicina trecutului, prea multă încredere acordată științei și tehnologiei a făcut ca aceste filozofii să fie, de care vorbeam, cea vitalistă, să fie dată deoparte în favoarea viziunilor mecaniciste ale vieții. Viziunea newtoniană, care se bazează pe modele primare de comportament, sunt deviate din observarea naturii. Accelerația și gravitația au fost analizate de Newton în urma observațiilor făcute în legătură atunci cu căderea mărului. Știți foarte bine cum a pus el la punct această lege a gravitației, stând sub un pom, sub un măr mai precis, a urmărit cum cade mărul respectiv și a observat că în loc să-i cadă stând sub măr, nu-i cade mână, cade deviat undeva în fața lui sau undeva în spatele lui. Și atunci a spus că trebuie să existe o lege în fizică care să coordoneze și aceste mișcări, așa s-a ajuns la legea atracției Pământului și toate celelalte. Prin calculele făcute, Newton a dorit omenirii oamenilor de știință un instrument pentru cercetarea Universului observabil. Acesta a condus către abordarea unor noi direcții în cadrul descoperirilor științifice și umanitatea, bineînțeles, a beneficiat de pe urma acestora. Însă, modelele sale nu puteau să explice comportamentul electricității și al magnetismului. În cele din urmă, au trebuit să fie inventate noi modele ale Universului care să facă loc și acestor fenomene energetice ciudate, iar aceste fenomene energetice, în timp, au trebuit să facă, să ducă mai departe cercetarea și să facă loc cuanticii. Oamenii au început să descopere din ce în ce mai des forțe care nu se potrivesc cu modelul convențional newtonian asupra realității. Deși nerecunoscute încă de oamenii de știință convențional, energia forței vitale de viață este studiată de diferiți cercetători care recunosc importanța vitală pentru sistemele vii. Din nefericire, majoritatea cercetătorilor din biologie și a fizicienilor încă se raportează
în activitatea lor la modelul newtonian asupra sistemelor vii și văd corpul omenesc ca pe un mecanism celular. Deși medicina, devenind mai sofisticată prin concentrarea asupra interacțiunilor celulare la nivel molecular, modelele fiziologice se bazează în mod strict pe comportamentul materiei fizice dense. Și bineînțeles că aceste modele exclud contribuțiile câmpurilor bioenergetice care influențează tiparele celulare de creștere și de exprimare la nivel fizic. Există însă acum, în prezent, din ce în ce mai frecvent, ea se extinde, o nouă categorie de medic sau vindecător care încearcă să înțeleagă funcționarea organismului uman prin prisma considerării materiei drept o sursă de energie. Acești oameni de știință spiritualizați privesc corpul uman ca pe un model de studiu prin intermediul căruia putem să ajungem să ne înțelegem nu doar pe noi înșine, ci și lucrurile subtile ale naturii și secretele universului. Înțelegând că oamenii sunt ființe făcute din energie, putem ajunge la noi raportări față de sănătate și respectiv față de boală. Acest nou punct de vedere einsteinian va face mai mult decât să ofere viitorilor medici o perspectivă unică asupra cauzelor bolilor, pentru că el îi va duce la apariția, va duce la apariția unor noi metode și noi căi mai rapide de vindecare a oamenilor. În loc de medicamente convenționale și de intervenții chirurgicale, medicina vibrațională va încerca să trateze oameni doar și cu energie. Această perspectivă teoretică se bazează pe ideea că aranjamentul molecular al corpului fizic reprezintă de fapt o rețea complexă de câmpuri energetice interconectate de care vă vorbeam la început. Există o ierarhie de sisteme de energie subtilă care coordonează funcțiile electrofiziologice și hormonale și de asemenea o structură celulară în cadrul corpului fizic. Sănătatea și boala încep la nivelul acestor structuri energetice. Deci, există un aspect al fiziologiei umane pe care medicii nu l-au înțeles încă și pe care însă îl admit cu reticență. Această dimensiune a fiziologiei umane reprezintă domeniul de interferență al spiritului cu corpul fizic. Dimensiunea spirituală este bazată pe energetica pentru orice formă de viață, căci ceea ce animă carcasa fizică este energia spiritului. Legătura nevăzută între corpul fizic și forțele subtile ale spiritului este cheia de înțelegere a relației interioare dintre materie și energie. Când oamenii de știință vor începe să pătrundă adevărata relație dintre materie și energie, vor avea puțin până la înțelege care este de fapt relația între omenire și dumnezeire. Domeniul științei care va conduce sau va duce omenirea la acest nou nivel de înțelegere este, cum spuneam mai înainte, medicina vibrațională. Pentru că medicina vibrațională încearcă să vindece boala și să transfune conștiința umană lucrând cu tipare energetice care ghidează expresia fizică a vieții. În cele din urmă vom descoperi că însăși conștiința în sine este un fel de energie, una în mod direct relaționată cu expresia celulară a corpului fizic. Așa, stând lucrurile, conștiința participă la continua creare a sănătății sau a bolii. Medicina vibrațională, în calitate de știința viitorului, s-ar putea să dețină niște chei care îi vor ajuta pe medici să rezolve misterul care face ca unii oameni să rămână sănătoși în vreme ce alții se află într-o continuă stare de boală. Să ne gândim că sunt foarte mulți suferinți numai la virusul HIV, sunt foarte mulți care sunt purtători de HIV și nu fac boala SIDA, sunt majoritatea care sunt purtători de HIV și fac boala SIDA. Ce aș mai putea să vă spun, modelele de organizare în natură se repetă la mai multe niveluri ierarhice și se regăsesc și în organismul nostru. Dacă se va ajunge la descoperirea modului în care sunt exprimate legile universale la nivelul microcosmosului, va fi mult mai ușor să se înțeleagă funcționarea macrocosmosului. Cam asta am vrut să vă spun astăzi. Vă repet, este vorba despre medicina vibrațională, o formă de medicină
nouă în contextul vechimii celei clasice. Reprezentantul de seamă este Richard Gerber. Cartea a apărut, se numește Medicina Cuantică sau Medicina Vibrațională, a apărut și în România acum vreo 7-8 ani. V-am promis că voi face și o serie de prezentări de carte și o voi face săptămâna viitoare, când mi-am propus ca la eveniment să vă prezint o serie de cărți care eu zic că ar putea să vă schimbe mult din optica vizând lumea. Haideți să vedem ce profil v-am pregătit astăzi. Astăzi vreau să vorbesc despre un autor mai puțin cunoscut, despre un autor care a preluat și poate și este considerat la ora actuală un continuator al lui Claudiu Ptolemeu, și de asta dată mă refer nu la Manilus, ci la Vettius Valens, astrolog extrem de popular, probabil pentru că în timp ce Ptolemeu scria în mod substanțial pentru cei educați și a explorat subiectul din punct de vedere științific, Valens, astrolog, și-a destinat munca omului de rând. Se știu puține despre viața lui Vettius Valens, se știe doar că nu provenea dintr-o familie bogată, nu a fost niciodată implicat în politică, cum era moda în epocă. Se pare că din veniturile sale, un timp chiar a susținut o școală de astrologie, manualul său de astrologie fiind dedicat unuia dintre elevii săi, Marcus. Marcus, vreau să vă spun că am rămas foarte surprinsă citind și căutând informații despre acest astrolog. Am rămas surprinsă de paralelismul dintre ceea ce fac eu și ceea ce a făcut el. Adică pur și simplu mă văd citind, parcă mă văd pe mine în felul cum procedez și în ceea ce fac. Tot timpul am spus că astrologia este pentru toată lumea, nu există numai pentru o categorie de oameni. Ea a fost o știință inițiatică, s-a ajuns la desecretizarea ei, scuzați-mă, probabil oboseala aș spune cuvântul, tocmai prin anumite conjuncturi care ne-au făcut să înțelegem acea apropiare, că am vorbit la agenda ezoterică despre medicina vibrațională, tocmai descoperind noi valențe ale ceea ce se numește astrologie. Revenind, pentru că și eu mi-am propus acest cel, trebuie să fac astrologie pentru oameni, dar în același timp trebuie să și trăiesc, întrețin din propriul buzunar o școală națională de astrologie și nu-mi pare rău că o fac, îmi pare bine că oamenii vin și ne caută și sunt interesați de astrologie. Este imposibil la ora actuală să reconstituim antologia, așa se numește cartea de care vă amintesc, manuscrisul conceput în 10 cărți al lui Vettius Valens. Este scris în aproximativ în perioada 150-175. Este cel mai lung și cel mai detaliat tratat de astrologie care a supraviețuit din acea perioadă și care a fost folosit de generații de astrologi până în secolul 8 după Hristos, sau cel puțin era încă în perioada lui Teofil I, când acesta l-a citat. Prin 188 după Hristos, Vettius Valens a adunat o bibliotecă imensă de horoscoape. Aceste horoscoape constituie substanța acelui manuscris numit Antologie, și conținea, se pare, peste 100 de teme astrale și interpretări a hărților natale, și subliniez că acestea au fost un rezultat al examinării detaliate a modului în care planetele au lucrat în viața clienților lui Valens. Viața lui Vettius, din informațiile care au ajuns până la noi, poate fi comparată cu viața astrologilor profesioniști de-a lungul veacurilor următoare. El a înregistrat continuu constatările sale, a scris ocazional manuale, manualul său de astrologie este din păcate pierdut, și a trebuit permanent să se apere de atacurile venite atât din partea unor colegi astrologi, precum și din partea celor care nu îl înghițeau.
Deși inițial era un nativ din Antiohia, el pare să fi călătorit foarte mult în Egipt în căutarea de noi doctrine astrologice care să-i susțină practica. La un moment dat ajunge în Alexandria, oraș care îi devine o a doua casă, unde reușește să intre în contact cu o serie de astrologi din Babilon, din Grecia și care cunoșteau tradițiile egiptene. Astfel că el a reușit să publice mare parte din ceea ce a învățat, adăugând la toate aceste informații, practica sa, analizele sale și bucurându-se de un anumit graj, de un anumit grad de instruire, a știut să le sistematizeze și să le așeze în pagină. Astrologia lui este, prin urmare, de o mare valoare, în care pune cap la cap tehnici de lucru reale ale timpului. Deci avem tehnici de astrologie cu care se lucra. Este foarte important, de asemenea, faptul că el citează punctele de vedere ale unui număr de autori anteriori și autorităților în domeniu. Ceea ce este extraordinar este ceea ce trebuie să facă și un astrolog de-al nostru, care atunci când citează să pună ghilimelele, nu să copieze sau să dea, sau vorba cuiva, dă-i un copy-paste că ține în pagină. Nu, și nu fac referire la nimeni. Mă refer strict la noi, la cei care facem astrologie. Ce să vă mai spun din antologia sa, sau au reușit să ajungă până în zilele noastre, din cele 10 cărți, se pare că au ajuns doar 3. Încă la anul 1300 se vorbea despre ele și deși Ptolemeu, astronom, matematician, astrolog cu greutate, a scris Tetrabiblosul, un text astrologic care a influențat sute de ani astrologia și modul de a gândi a astrologilor, a fost în general considerat ca astrologul sau colosul, dacă vreți, perioadei elenistice în astrologie. Multe secole după moartea sa, însă, iată, a venit Valens cu antologia sa și din care transpare faptul în mod special că a elaborat tehnici de analiză astrală, tehnici practice care țin de tradițiile vechi, în timp ce Ptolemeu a mers foarte mult pe ideea de știință, de cult, a avut tendința să se concentreze mai degrabă pe crearea unui model teoretic care să constituie baza că conștient că de fapt tot ceea ce face se bazează pe o cauzalitate de natură aristoteliană. Iată că Vettius Valens a venit cu lucruri concrete, cu acea cercetare despre care se vorbește în ziua de azi, și tot ceea ce el ne transmite din experiență proprie. Să știți că niciun alt autor din perioada elenistică nu a contribuit la înțelegerea de practice astrologice așa cum s-a întâmplat în anii în care a trăit Vettius Valens. Ce să vă mai spun despre el este că, având foarte puține informații, din păcate, există un text foarte mic, 18 pagini, pe care cineva, un autor american, l-a tradus, circulă pe internet, poate fi downloadat sau conspectat și puteți să citiți și să vedeți ce foarte interesant este. Pe mine m-a mișcat când l-am citit. Eu n-am avut atâta tangență cu Vettius Valens până acum, când pregăteam, știam despre el, știam foarte puține, nici măcar nu știam când a trăit, dar știam că a fost un astrolog care a scris și a practicat astrologia la fel pentru fiecare om în parte, deci nu a avut o categorie anume pentru care să lucreze și că nu a teoretizat. Dacă Ptolemeu este considerat teoreticianul astrologiei clasice, Vettius Valens este cel care a venit cu partea de cercetare. Acestea fiind spuse, o să rog pe colegii mei să ne dea genericul
pentru eveniment, că avem și un eveniment important. Iată că am revenit pentru ultima parte a emisiunii și anume pentru eveniment. Vă spuneam că avem un eveniment pe care eu îl consider chiar important, pentru că este un eveniment important, deoarece are impact asupra vieților noastre, asupra mea, asupra unor prieteni cu care vorbeam, generează deja insomnii până mâine când va avea loc fenomenul. Este vorba despre luna plină, care se va petrece undeva în jurul orei 29 minute, luna în vărsător la 18 grade și 2 minute și soarele în leu, evident, la 18 grade și 2 minute. Este o fază care vorbește despre vechi și nou, despre anacronic și novator, despre conservatorism și liberalism, despre rutină și originalitate. Trebuie să știți că înainte de a ajunge momentul de opoziție perfectă cu soarele, luna se pregătește câteva ore să intre în fază de descreștere, în sensul că ea începe să-și gestioneze puterea prin atenuarea influxurilor energetice ca un fel de prefață la momentul opoziției exacte. Vorbim acum despre dezvoltarea unor instrumente și tehnici care servesc unei viziuni originale. Este un punct esențial al acestui ciclu și pentru că se conectează direct la următorul ciclu care va începe cu luna nouă următoare, se referă la corpul emoțional. Feedback-ul primit privește obiectivul actualului ciclu. În această etapă sunt analizate informațiile care au relevanță, este timpul interogațiilor personale, în căutarea unor noi metode care să sporească eficiența a ceea ce facem sau a ceea ce vrem. Energia acestei faze se referă la a privi lucrurile din interior spre exterior. Chiar dacă imaginea de ansamblu nu poate fi văzută încă și nu este nicio luptă pentru judecăți de valoare sau de a învăța avem încredere în noi înșine. În schimb, viziunea interioară trezește puterea de creație. Funcția acestei faze este ca puterea de care vorbeam să devină una de sine stătătoare. Acum filtrăm și analizăm toate informațiile pe care le-am obținut ca rezultat al acțiunilor noastre anterioare. Ne punem întrebări, cum ne-am putea îmbunătăți planurile, ce am omis, ce detalii am trecut cu vederea sau ce ne-a scăpat. Este momentul să ne revizuim planurile și ideile. Evitând critica, ne permitem să vedem lucrurile cu claritate și să ne consolidăm intențiile. Ei bine, trec aceste ore și ajungem la faza de lună plină, care este o fază activă și integratoare. Este vorba despre conștientizare, cooperare și schimbul de informații dintre noi și exterior și invers, din exterior către noi. Această fază presupune ca detașarea interioară să se sprijine pe obiectivare. În acest stadiu, energia lunară aduce tocmai iluminarea, face să vedem în adevărată lumină părțile întunecate, ascunse ale lucrurilor și face să înțelegem că ceea ce vedeam era doar o umbră a ceea ce voiam să facem de fapt. Și energia acestei faze ne stimulează să privim lucrurile dinspre interior spre exterior, ba mai mult, face să vedem imaginea de ansamblu. Trebuie doar să luăm măsuri pentru a stabili relațiile de care avem nevoie ca să atingem echilibrul dorit. Funcția acestei faze este de a începe procesul de remodelare a obiectivelor în conformitate cu gradul de conștientizare a adevăratului sens al lucrurilor pe care le dorim. Și când spun treaba aceasta, mă refer la ceea ce dorim noi să facem, pentru că luna, de la faza de lună plină, începe să scadă ca putere și deci suntem puși în situația de a ne drămui eforturile și a trece la masa de lucru pentru a studia. Nu este un moment de acțiune. În timpul fazei trebuie să implicăm și pe alții în activitățile noastre. Relațiile sunt o șansă, dar și cheia pentru propria conștiință. Vom observa acum că tot ceea ce am întreprins prin reflex se reîntoarce la noi și probabil ne vom întreba de ce trebuie să facem pentru a armoniza situația. Ei, acum este momentul să acordăm atenție tuturor și să ascultăm cu atenție ceea ce ni se spune. Când confuzia denaturează gândirea, amintiți-vă că muzica
virgulă, calmează mintea, iar linia melodică dă glas spiritului, adică ascultați-vă instinctul. Acestea fiind spuse, ascultați-vă instinctul și săptămâna viitoare, urmăriți-mă pe 6TV, Misterele Universului cu Minerva, eu sunt alături de dumneavoastră, să ne vedem cu bine!